Emisiunea Verde Cu Mona Nicolici La Europa FM Astăzi la Verde în față, tocmai de la Arad, a venit domnul Călin Bibars, primarul acestui oraș micuț, dar fermecător, aflat tocmai la granița de vest a României. Bună ziua, bine ați venit la București, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat Sărmână, invitația mea. mulțumesc de invitație, mulțumesc pentru fotoliu verde, cu o mică corecție, nu e chiar mic, mic în raport cu Bucureștiul. Micuț, așa, nu Nu, mic, față mic. de capitalele de județie, cred că locul 12, printre cele medii. E un orășel drăguț, cochet, nu am mai frumos. fost de mult, dar așa mi-am cu drag, din ce în ce mai frumos. Da, mai mult decât atât, noi aici la Misiunea Verde, atunci când uh, descoperim la cârma orașelor primari cu expertiză în zona de mediu, video um Suntem foarte bucuroși. Iar când avem un inginer silvic la conducerea unui oraș, suntem aproape uimiți. Teoretic, Nimeni nu e perfect acum. Te nu, teoretic ar trebui să fie mănăcerească pentru locuitorii acestor orașe. Este. Scuzați, e modestia. Practic asta vreau să Lipsa vă întreb. Cât de mult a contat pentru orașul nostru, pentru cetățenii care v-au votat faptul că iubiți natura în mod aparte? Cred că răspunsul 100% îl vom primi 9 iunie când voi candida din nou. Dar ce spune primarul? Câte păi, ați făcut? Unde dacă a fost mediul pe agenda dacă dumneavoastră? Dacă ne gândim că într-un mandat, în opinia unora lung, în opinia artul la scurt, 4 ani, nici mult, nici puțin, un parc de 28 de hectare, încă unul de 5 hectare, încă 5 hectare în lucru, pregătite, deci vreo 30 ceva de hectare în 4 ani, Ați reușit dumneavoastră să faceți da. de, par, de spațiu verde. Da. Dar care este indicele de spațiu verde pe cap de locuitor în Arad? Sub 40 de metri pătrați. dar aici este o nuanță pe care... Știți cum în perioada comunistă cineva spunea, tovarăși, cifrele nu minte, că ea aveau limbajul lor. Da, au spus unul, dar cu cifrele se poate prezenta și așa, așa, și așa. Și în situația Aradului sunt convins și alte orașe. Asta este din statistică. Aradul are deja, pentru că s-a mai dezvoltat și orașul, <coughs> Graniță cu el, o pădure, se numește Pădurea Ceala, care nu figurează în spațiul verde a orașului, pentru că ține de. E pădurea statului român, dar ea are controlul natural al mureșului, piste de biciclete. Alte orașe, uh -huh. pe lege, au cerut să fie trecută în intravila în orașului. Nu am cerut acest lucru, dar ea este parte din oraș. Ara are... Asta ce ar însemna că ar crește Ar crește, sigur. De, de spun, nu verde. intră în calculele statistice, deși ea este folosită de oraș da, acum ca a verde. Acum pădurea ne o natura, era important nu, să știm nu, ce nu, face primarul. nu e, nu e o pădure cumar. naturală, 80% e mâna omului acolo. Avem vreo 70 ceva de hectare în inima orașului, vechea cetate, care este unitate militară închisă publicului, din care vreo 60 de hectare e spațiu verde acolo. Uh -huh. La fel necuantificat. Este tot, să spunem așa, defileul Mureșului, pentru că Aradul este traversat de Mureș, în care are partea digmal și partea de mureș, nu apa, nu vorbesc de luciu de apă, nu este cuantificat ca spațiu verde, sunt luate doar parcurile, zonele verzi, registrul spațiilor verzi. De Aveți aceea, registrul spațiilor verzi? Da, la are registrul spațiilor verzi, are vreo 120.000 de arbori deja... Notificați acolo și lucrăm în continuare la Registrul Spațiilor Verzi, pentru că este o chestie dinamică. Să fim sinceri, un oraș are nevoie de dezvoltare. Evident că uneori dezvoltarea intră în contradicție cu Registrul Spațiilor Verzi și trebuie să fim foarte atenți ca dacă undeva e necesar să construim și pierdem ceva din. Registrul spațiilor. Re să compensăm cel puțin cu atât în altă parte. Și pentru că povesteați despre pădura aceala de lângă Arad, știu că există un proiect pe care l-ați moștenit de la vechea administrație în, în care... Faza, faza care de hârtii trebuia... Și da. acum e în faza de implementare Asta aproape finalizată. Stați așa să vă întreb. Stau, și eu că, că stau bine pe fotoliu verde. Așa, eu știu că acolo au fost niște construcții ilegale care au fost da. demolate, că ați avut curajul să faceți lucrurile. Stai, ați obținut și fonduri europene, însă după ce s-au amenajat câteva alei și s-au plantat câțiva cei proiectul s-a oprit. Sunteți în eroare. -sunt, da. Dacă sunt în eroare, atunci să spuneți, da. astăzi, ați pierdut fondurile europene? Nu, să ne luăm lucrurile pe rând. Este o zonă, din punct de vedere al orașului, foarte atractivă, în opinia mea, pentru că se termină orașul, pe o parte e Mureșul, în celălalt capăt este pădurea și, între, și trece acum autostrada în regim de centură. Deci în această zonă, care este foarte bună pentru agrement, în 34 de ani, s-a dezvoltat o cicatrice sau un puroi pe obrazul orașului pentru că acolo, un pe un teren abandonat a primăriei s-au făcut construcții ilegale, să nu ne înțelegem că s-au făcut vile. S-au aruncat molozuri, deșeuri, cărămizi și fiecare ce demola arunca acolo, iar unii construiau din cărămizile alea și geamuri și uși ce aruncau alții. Și am avut curajul pentru că a fost o fostă cărămiderie acolo și evident că au fost în două lacuri din escavație care arătau rău și acum arată bine, pe o parte din această suprafață, pe 28 de hectare, s-a obținut o finanțare europeană în celălalt mandat, acum l-am implementat, suntem aproape finalizat, de aceea e discuția că s-ar fi pierdut fondurile, nu s-au pierdut, s-a prelungit puțin. Bun, deci parcul de agrement va exista, se lucrează la el. E aproape finalizat, în 2-3 luni de zile și este, este finalizat. Și este în cartierul Alfa despre care Dai, am povestit Alpha noi? Alfa este cartierul unde se termina Aradu okay. și se învecinează în cu zona respectivă. În ediția trecută respectul. am vorbit cu cineva de la o asociație din din Arad, care a făcut și o petiție acolo, tocmai pentru deșeurile care au fost aruncate da, în zona umedă. Sunt, sunt, atenție, ca să fim corecți. Vreau să vă întreb, sigur, ce, nu mă ce supăr, faceți cu acele deșeuri? Dacă doriți, vă prezint Pentru că este și o zonă umedă cu o biodiversitate dacă, foarte mare. Dacă îmi permiteți să dau răspunsul și dacă doriți, nu e locul și momentul, vă prezint și poze. Deci am spus că acolo, în 34 de ani, Toată lumea s-a făcut că plouă, inclusiv administrația zonei umede de care vorbiți, care se învecinează, le au 200 de metri, au sediu administrativ de această zonă. 34 de ani n-a reacționat nimeni. Că se construiește ilegal, că se aruncă deșeuri. Am avut curajul să demolăm tot și atenție. Nu doar ai demolat, acolo a fost problemă pentru că erau oameni care locuiau acolo și, și, -a relocat. și pe ei dar cea mai mare problemă sunt copiii, că părinții mm -hmm. au ajuns acolo și nu detailăm acum, dar copiii aia chiar n-au nicio vină. Cam pe jumate din suprafață am obținut fondurile europene și implementăm acest proiect, pe cealaltă jumătate am asanat terenul, încercăm acum să păzim cu poliție locală, cu camere deci, video Deci ați curățat zona? Da, si, păi, o să vă arăt fotografia. De săptămâna trecută până acum? Nu. Vă arăt cum arată. Deci, depinde la ce ne raportăm. Păi dacă, privim, la dacă privim cum a arătat în ultimii ani și cum arată acum, este un progres, nu, da La normalitate, nu, cu cu nu siguranță, putem siguranță, să aruncăm deșeuri în mod ilegal într-o zonă și de fapt sigur, niciunde. Cu siguranță mai sunt unii care încearcă pe o tradiție veche să mai arunce acolo moloz, unii reușesc, pe alții păi, prindem. Amens, nu dați amens? Cum să nu? Dă și poliția locală, ținem poliția locală acolo, dar față de ceea ce a fost am făcut un pas foarte mare și într-un interval de încă câțiva ani de zile, toată zona va. A o zonă de agrement a orașului, și dintr-o cicatrice pe obrazul orașului va deveni o zonă frumoasă a orașului. Hai, spuneți-mi repede despre transportul public din Arad, cât de verde este. Într-o bună măsură, aveți? dacă ne gândim că în urmă cu câțiva ani, toată flota de tramvaie era tram din tramvaie vechi, acum, dintr-un necesar să spunem rotund de 50 de tramvaie, 30 deja sunt tramvaie noi, pe bani europeni, și produse la Arad. Atenție, deci primim banii gratis și intră în economia orașului. Mai avem 10 autobuze electrice, tot pe fonduri europene. Pe o estimare a noastră, suntem în contract pentru încă 25 de tramvaie și ne dorim cam încă vreo 12 autobuse să electrice. mai luăm, tot electrice. Mm -hmm. La acest capitol ne-am putea declara mulțumiți. Tot din fonduri europene, o parte din rețeaua de tramvaie, vorbim de șine, ca să vorbim așa simplist, este refăcută pentru că degeaba avem tramvaie noi, că nu pot circula pe liniile vechi, și o parte sunt în proiect, acum, pe nou buget a Uniunii Europene, le finanțăm și în 3-4 ani schimbăm și această. Managementul deșeurilor, cum se face în Arad? În câți, momentul... câți arădeni beneficiază? Câți arădeni pot colecta selectiv? În deșeurilor? momentul de față, ca să fim corecți, principial se colectează selectiv, deci pe cele 5 fracții, carton, sticlă, Toți, toată lumea. Toată lumea, atenție! La case sunt, vorbesc, acele tomberoane pe culori așa, la blocuri, suntem în următoarea situație. Pe bani europeni din PNRR, dintr-un necesar la nivelul aradului de 400, 400 și ceva de insule ecologice, ca așa se numesc, Ministerul Mediului pe bani europeni finanțează 300, motiv pentru care noi am început să cumpărăm din bugetul nostru și am echipat două cartiere mai mici cu vreo 60 de locații, în așteptarea celor 300. Am vorbit cu doi miniștri până acum, și le-am spus greșiți că încercați să faceți licitația pe sistemul să nu se supere nimeni miticesc de București, totul aici centralizat, că o veți bloca. Dați ca și la celelalte axe, Finanțarea în fiecare municipiu și își fac oamenii licitațiile. Acum e blocată licitația la București. Gândiți-vă să câștige o firmă, două, cinci, nouă, la nivelul unei întregi țări, că nu vor reuși Acum să. Acum vor rămâne blocate când încep și alegerile? Nu așa vreau că... să comentez, dar mie îmi creează un disconfort pentru că e foarte greu să explic cetățenilor. Vedeți, într-o parte, în într câteva, două cartiere, le-am avem cu camere video, cu cartelă, pe principiu, doar cine plătește, aruncă. În celelalte sunt incinte bine definite, dar cam aruncă cum vor. Da, vă rămâne pentru mandatul următor. Trebuie da, să vă și un laud un pic. Da, mulțumesc. Trebuie să vă și laud un Până pic. acum nu m-ați lăudat? Uh, nu, eu nu. Eu așa Dumneavoastră v-ați lăudat. Uh, că există chiar în această perioadă în Arad o campanie, se numește Zilele Reciclării Deșeurilor Electrice, care uh, nu este o noutate, să uh, știți, este până cu pe 19 da. aprilie, da. Uh, și vreau să vă întreb... Și curățenia de primăvară și de toamnă, avem, Asta la fel. O face toată lumea, așa uh, unii declarativ, noi chiar o facem faptic. Bun. Ce faceți cu aceste deșeuri electrice? Firmele cu care suntem parteneri vin, le iau și e problema lor. Noi suntem parteneri. A, nu vă mai interesează dacă se și Nu le aruncă. Ba, acum să fim sinceri, sunt autorizate, sunt verificate de garda de mediu, nu le aruncă în Mureș. Foarte scurt, vreau să spuneți foarte, foarte scurt despre proiectul pe care îl aveți cu cetul din oraș, da, care, poluează, cel... care e o sursă de poluare foarte mare. Sunt două aspecte. Pe de o parte, toată România are marile orașe problema aceasta cu ceturile vechi, învechite. Noi am obținut finanțare europeană. Am fost al doilea oraș din municipiul din România care a obținut finanțarea și primul care a terminat licitația. Avem contractul semnat. E o investiție de 100 de milioane de euro pe două componente, să spunem. Pe de o parte, să reducă emisiile de dioxid de carbon și, evident, să avem o. Gigacalorie, mai ieftină, că și asta ne dorim, dar să fim corecti și cinstiți, mai avem, o pe lângă implementarea proiectului, încă a doua bătălie de a, și obținem și aici finanțare, sunt convins de a înlocui și bună parte din rețele, pentru că altfel degeaba, la acest capăt, producem ieftin giga-caloria și jumate din ea o pierdem pe drum. Că atunci la Corect. beneficiar ajunge... La geotermal v-ați gândit? Există potențialul. Uh, da, este, este o discuție pe zonă. Noi avem foraj, dar nu suficient de adânc. Ceea ce avem până acum forat nu este suficient de cald, apa. Vedeți, ne orientăm așa ce este în jur. În Ungaria sunt în multe situații, în Oradea, Băile, Feric și altele la fel. Dar să știți că se pare că sunt diferențe de la câțiva kilometri uh -huh. între ceea ce există și nu. O să încercăm să prindem o finanțare europeană pe pe foraj pentru a vedea dacă într-adevăr la 1000 de metri, 1500, apa corespunde. N-am cum să închei acest interviu verde în față fără să vă întreb despre uh, bătrânul stejar de 150 de ani, de ce l-a steat? Sunteți inginer silvic? Cine v-a dat vârsta? am găsit o în presă, m-am documentat Pai, nu ce în presă, și nu doar, de... și nu doar am impresă. întrebat specialiști, ingineri, cât, tot, câți ani avea? Domnul 90? acela, inginer, domnul acela inginer silvic, o să mai discutăm, la nu e cadrul emisiunii. Deci să ne înțelegem. Deci nu avea 150 de ani. Câți ani avea? Putem să stabilim vârsta exact dacă vrem, că mergem și uh, citim minele de anelor. Deci e oricum, e posibil oricum să fie peste avut. 100 de ani, pentru că okay. era un, stăraș, un stejar bătrân care avea crăpături care s-au accentuat și putregai. Una este când vorbim despre un arbore în pădure și una este când este într-un parc, pentru că acolo pune în pericol și viața sau integritatea copiilor și celor care se plimbă în parc. Trebuie să înțelegem cu toții că atunci când, și acum vorbesc ca inginer silvic, atunci când vorbim de biologic, de o resursă, cum este pădurea sau fauna, și nu vorbim de aurul de la Roșia Montană care îl scoți odată și l-a epuizat, pe biologic Merge de pe curba lui Gauss Atinge un maxim biologic După care începe să se degradeze Și tu trebuie să fii conștient că la un moment dat Nu trebuie să stai până-ți cad crengile în cap Sau se întâmplă Acum, ceva eu, Și îl înlocuiești și da. plantezi altceva Eu am și nu se, și nu se, Încă o dată, mai fac o precizare N-am schimba, schimbat destinația parcului N-am schimbat nicio destinație El Tot parc este, tot copaci sau arbori sunt acolo plantați Prec. Întrebarea mea este V-ați consultat însă cu cetățenii? Cu o precizare și acei specialiști, cum spuneți dumneavoastră, și oricine altcineva, nu are nicio răspundere administrativă. Bun, sau, dar ei nu sunt dați, specialiști. Vă întreb nu, atenție, dacă v-ați consultat cu alți specialiști sau măcar cu cetățenii. Îmi permiteți? Spre deosebire de ei și cei funcționari din primărie, deciziile nu se iau așa de un primar hodorong-tronc și el merg cu toate aprobările până la mediu și așa mai departe, ai o răspundere. Acolo, dacă... Și vă dau cu poze să vedeți cum era afectat. Dacă Doamne ferește și la câteva zile a fost furtună și au căzut câțiva mai tineri și mai puțin afectați de vârstă, să spunem, putregaiuri și altele, cad și fac o daună materială sau fizică cuiva, nici unul din acești părelologi nu răspund. În schimb, funcționarul sau primarul răspunde. Și atunci când să ei o decizie în acest sens între integritatea și viața unui om sau o posibilitate să mai rămână că poate nu bate vântul foarte tare sau nu vine o furtună peste câteva zile, Atenție că e foarte grea decizia. Eu și n-am luat o decizie de a schimba o destinație într-un parc. Acolo tot arbor sunt, tot zonă de agrement și tot zonă frumoasă. Sunt convinsă. Că expertiza dumneavoastră, ca și a specialiștilor care v-au sugerat să nu tăiați stejarul, va fi pusă cumva în balanță de cetățeni. Pe dumneavoastră vă vor vota, cetățenii pe ei nu. Și mi-ar plăcea foarte tare să văd că primarii reușesc să-și asculte, mai ales pe cei care îi votează, și cu atât mai mult. Să le ceară părerea și să țină cont de părerea lor. Corect, cu precizarea că dacă nu e cum crede cineva, nu înseamnă că n-ai ascultat părerea. Sau Eu sunt că convinsă ești că împotrimă. aveți niște date acolo, niște uh, un studiu de fezabilitate care să nu, ateste. Nu e foarte cazul clar. de studiu de fezabilitate la un arbore într-un oraș. dar. În deci a fost în... o decizie pur și simplu a primarului și a Consiliului care nu, nu s-a bazat nu, pe nicio. Nu are Consiliul nicio treabă în așa ceva. Este o decizie pe care o iau specialiști în domeniu cei din primărie de la direcția care se ocupă de parcuri și cu verificarea și aprobarea agenției de mediu și a celor entități ale statului. Deci nu se taie chiar așa cum creduni. Da, e foarte ușor de acasă, de la televizor, să spui vai uite, că noi credem că ar mai fi trăit nu știu cât da, dumneavoastră puteți să credeți păi, dacă puteți dacă să noastră... și scrieți dacă... și pe Facebook eu nu spun, dar asta. Dacă, eu spun că mi-ar fere... o plăcut să zic, o analiză am respectat a dumneavoastră sau a celorlalți specialiști care și... să spună, era copacul vorbim despre un stejar de 150 de ani folosiți o cifră stările... fără a avea niciun Bun, document peste 100 de ani, peste a spus -a -a în toate țările europene au spus că e cel mai bătrân din Arad fără să existe niciun clasament în toate țările în care eu am fost și în care sunt Convinsă că ați fost și dumneavoastră, o parte. oamenii, autoritățile, oamenii, specialiștii, spus bine, fac tot ceea ce se poate exact. ca să conserve arborii. Corect. Bătrâni și arbori Și noi în am menținut acest arbore ani de zile, deși avea crăpături și putregai. Bun, facem la o moment... discuție acum despre asta. La, la momentul o... la care aceste crăpături, să mediului. spunem, în arbore s-au accentuat și exista pericolul ca el să devină un pericol pentru integritatea cetățenilor. Aveți ceva am... care să dovedească asta? Sigur, fotografiile. Și vi le arăt și dumneavoastră. Prin urmare, într-un oraș, indiferent despre ce este vorba, primează integritatea și viața oamenilor și apoi celelalte. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă pornim de la asta, atunci putem să mai facem încă o emisiune mai lungă. Vă mulțumesc foarte mult. Să succes rămână. aveți. Sper ca ascultătorii noștri din Arad să vină să ne spună pe Facebookul Europa FM care este Păreri părerea pro și lor. și contra pentru că unanimitățile nu ne plac. de am și încercat să fiu puțin mai acit și sincer, să fiu și că contra. îmi doresc foarte mult din partea unui inginer Silvi, care conduce un oraș să aibă mult mai multă grijă. Vă asigur să față îmi doresc de, să aibă de Aradu de primari care, în tot în patru ani, să mai facă încă 30 și ceva de hectare de parcuri și Aradul ar fi departe și București ar fi departe și multe ora, alte orașe. Faceți un clasament în Asta România să fac. După, când s-au mai construit 30 și ceva de hectare, hectare făcut, de parcuri în patru ani. Pe toate interviurile pe care le-am făcut, o să vedem cam care sunt orașele, după vorbele primarilor, care au cel mai mare spațiu, indice de spațiu verde pe cap de locuitor și care au făcut mai multe proiecte în zona de mediu pentru sănătatea oamenilor care Cu siguranță, în mă acest bucur că oraș. puneți în prim plan importanța cetățenilor în oraș și nu altceva. Păi natura să știți că nu aduce decât beneficii Întotdeauna. Oamenilor. De aceea o, o, promovăm. Vă mulțumesc tare, mult succes să aveți! Să rămână, mulțumesc! <laughs> Misiunea Verde Cu Mona Nicolici La Europa FM